De cât timp o aveți? Mașina o am de 3 ani, un an am muncit pe ea, deci a fost o reconstrucție capitală și de 2 ani este înmatriculată și particip la evenimente pe ea. Ce ați completat sau ce ați schimbat? Păi a fost nevoie să umplu la motor, la partea de pistoane, cauciucurile, bineînțeles, care sunt consumabile, care erau terminate și, în general, ce-am mai pus piese, am găsit pe site-urile franceze, deci piese din perioada în care s-a pus această mașină. Sunt scumpe piesele de schimb? Sunt scumpe. Mașina a fost scumpă? Nu a fost scumpă. Nu a fost scumpă. Dar am băgat tot cam cât am băgat. Vreți să spun și un preț sau nu? În general, se spune că la mașinile vechi nu se spune, se întreabă prețul și cât consumă. Nu am întrebat cât consumă, nu, atât... Prețul, am plătit pe ea 6.000 de euro și am mai băgat peste 6.000 de euro. Une o depozitați, une o parcați? În garaj, încălzit, deci este obligatoriu. Condiții speciale? Ca și în caz. Nu, într-un garaj... Să fie ferită de umiditate și să fie doar o păstrați și ieșiți în da, numai parade? Numai la parade, pentru că nu are rost altfel. Asta nici nu puteai întoarce. Adică este prea, cum să spun, mai am și o altă mașină, mai am un 1.71 de care merg pe roți, ca idee, dar asta numai la parade.